Ha. 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 Production, bineînțeles, fiindcă am venit aici să filmăm cel mai tare gameplay cu FIFA 19 din lume. Cu cine altcineva decât să-mi urmărească camera în tensiune, în tensiune, cu acest domn. Așa că... Hai! Smiley, nu? Smiley? Hai, salut! Nici aici. Se repeta ceva acolo. Tipic mie. Asta e oglindă, eu cream că e hol. Nu-i nici acolo. Oh, nici nu mai îndrăznesc. Unde ar putea fi Smiley? Hai să mai încercăm undeva. Veniți cu mine. Tran. Ziție. Așadar, după cum spuneam, suntem în căutarea lui Smiley pentru a juca cel mai tare joc cu fotbal de anul ăsta. Și uitați că am găsit și creatura mitică. Smiley, omul. Hei! Hei, Smiley, salutare! Haideți, mă, ce faceți? Am venit pentru o repetiție. Hei, hei, hei! Da. Deci e prima dată când mă întâlnesc cu Smiley. Toți prietenii, el nu mă știe, nu mă cunoaște, dar toți prietenii știu că îți fredonez versurile. Mă bucur. De mulți ani, când o să mă vad în clipul ăsta, o să fie pe jos de râs. Yes! Smiley, eu te-aș numi drept un 5-one-man show. Ai o casă de producții. Da. Vocea României. Da. Din când în când pe scaunul ăla. Din când în când, da. Mă, aș da orice să fiu acolo o zi. Doar să păs pe butonul ăla. A, dar să știi că poți să vii să... doar pentru asta, așa, ați în auzit, pauze. Ați auzit, e o promisiune, practic. În pauze, da. România au talent în culise. Da. Piesele tale sunt omniprezente la radio. Da. Nu? Da, sunt, da. Sunt. Nu, în ultimul rând, mai recent, când m-am uitat la vlogul tău, Smiley omul. Da. Și mă gândeam dacă putem vorbi puțin despre fiecare în parte. N-am să te întreb lucruri clișeu, cum ai ajuns acolo toate alea, ci vreau să văd puțin din spate. Uh-huh. Cum e să produci atâtea talente, atâtea voci? Mie îmi place să fac asta. Eu, știi cum e, unii au... Adică toată lumea are hobby-uri. Asta e unul dintre hobby-urile mele. Să descoper oameni și să-i ajut să devină ceea ce își doresc să devină. Dar asta nu se poate realiza decât cu aportul maxim al lor. Eu pot să îi ghidez spre ceea ce își doresc să facă. Îmi place foarte mult să fac asta. Îmi place, adică eu de fapt asta mi-am dorit să fac. Când am început, când eram eu mic, asta îmi doream să fac. Să produc oameni, să le arăt calea, să fiu unul dintre oamenii din spatele artistului. De mic deja știai, da, de asta. Da, eu asta mi-am dorit să fac. Ah, deci cariera ta a fost ca un fel de intermediar până ajunge aici? Da. Mamă. Fantastic. Da, deci cam asta, eu asta mi-am dorit să fac, să fiu în spatele artiștilor și să mă ocup cu dezvoltarea lor. Na, întâmplător sau nu, calea spre asta a fost prin a deveni eu, la rândul meu, artist. Și am făcut toate experimentele care se pot face pe mine, în primul rând. Și acum când vorbesc despre asta, nu vorbesc din cărți, vorbesc fix din experiență. Să trecem la Vocea României. Da. Eu cred că e absolut senzațional să auzi atâtea voci fantastice în fiecare seară sau... Da, e senzațional să vezi că în fiecare an vin oameni noi. De fapt, Vocea României e cumva o carieră comasată așa în 3 luni. Tu practic experimentezi tot, iei contact cu publicul, e judecat de public. De multe ori, de foarte multe ori, foarte aspru și foarte detașat. Vezi cum poți să creezi un moment pe scenă, cum se face, ce înseamnă să ai o echipă în spate care să te susțină, ce înseamnă să iei decizii despre piesele pe care le cânti. Adică se întâmplă foarte multe lucruri de care te vei lovi de-a lungul unei cariere muzicale. Se întâmplă în 3 luni. Dar știi cât de greu e să stai pe scaunul ăla? E foarte greu. Adică să fii pe scaunul ăla, să decizi ce-ți place cel mai mult, să te bazezi doar pe ce auzi și pe ceea ce simți, să nu vezi, știi, ce alegi. Ce simți atunci când ești practic forțat să apeși din prima notă pe care o auzi pe butonul ăla? Mi s-a întâmplat, chiar anul trecut mi s-a întâmplat și fix la Vocea României, adică fix la Ana Muntanu, care a și câștigat Vocea României. A fost o chestie, un impuls de moment. Practic eu nu am... A plecat mâna, pur și simplu, singură, știi? A plecat din umăr.
E o treabă pe care o simți. Îți dai seama că nu dintr-o singură frază muzicală nu poți să dai seama dacă domne, ăsta este o voce extraordinară sau poate să câștige Vocea României. Dar a fost o chestie pe care am simțit-o. Și de cele mai multe ori mă iau după ce simt eu în legătură cu o voce. Se poate întâmpla să nu alegi cele mai bune voci, dar sunt cele mai bune voci din perspectiva mea. Uh-huh. Sau sunt oamenii care cred eu că îmi transmit ce îmi doresc eu să îmi transmită, știi? Pentru o piesă. Adică tocmai de-aia e mișto că fiecare dintre noi are alt feeling, altă perspectivă. Schimbăm macazul la România au talent. La România au talent. Dar vreau din culise, Smiley. Păi eu sunt foarte bucuros că sunt... că trăiesc experiența România au talent din culise împreună cu Pavel. Pentru că noi, practic, suntem ca orice spectator care stă și uită la televizor. Noi nu știm ce urmează oricum, niciodată nu știm. Noi nu știm ce oameni vin. Atunci îi cunoaștem prima oară. În ziua în care filmăm, îi vedem, nici la interviuri. Noi evităm să-i întrebăm ce fac pe scenă. Pentru că ne place surpriza. Știi? Asta este unul dintre lucrurile foarte importante la România au talent. Elementul ăsta, surpriză. Și pe lângă talentele pe care le vezi, cunoști oamenii și cunoști poveștile. Știi? Pentru că eu cred că oamenii se uită la România au talent sau la Vocea României pentru că dincolo de talentele pe care le văd și momentele comice sau momentele de tensiune pe care le trăiesc, cunosc poveștile oamenilor. Tuturor ne plac poveștile, știi? Partea frumoasă este că astea sunt povești adevărate, trăite de niște oameni pe care îi cunoști și vezi cum mulți dintre ei reușesc să-și depășească condiția sau reușesc să aibă curajul să facă ceva ce și-au dorit toată viața. Știi? La nivelul ăsta. Înțelegi că dacă ajungi la România au talent pe scenă, știi sigur că te vezi de toată țara. Te-ai emoționat vreodată ceva atât de tare încât ai început să plângi? Da. Eu oricum mă abțin de multe ori. Te cred. La câte ai acolo, la câte numere vin. E șocant pentru că, îți dai seama, noi suntem super aproape de ce se întâmplă. Și de foarte multe ori realizez că iei parte la crearea unui megastar. Știi? Adică te uiți pe scenă și zici, mamă, asta o să fie mare de tot. Au venit niște pianiști sau chitariști sau, mă rog, instrumentiști extrem de virtuoși cu care te uiți, la care te uiți și zici, bă, ăsta sigur ajunge la opera din Viena, la Scala din Milano, adică te uiți și zici, sigur. Unul dintre ei e Iustin Ianeu, uite, mi se face pira de găină când vorbesc, serios. Unul dintre ei e Iustin Ianeu, care acum cântă cu Sarah Brightman. El e contratenor. Și a venit super timid, super, bă, și țin minte fix. Deci eu acum țin minte când i-am luat interviu și l-am întrebat, crezi că poți să câștigi România au talent? Și mă uitam la el și zic, bă, ce-o face băiatul ăsta? Pentru că era un băiat așa sfrijit cu ochelari, cu coșul pe față, care era foarte timid, era frică să vorbească, știi? De ce? Pentru că fusese bullied la el în clasă, pentru că avea vocea subțire. Și toată lumea râdea de el, știi? Și a venit la România au talent și a devenit peste noapte un fenomen național și acum cântă în cele mai mari locuri din lume, cu unii dintre cei mai tari soliști de operă. Și asta zic că, bă, să fii părtaș, să zici, bă, uite-mă, pe băiatul ăsta l-am descoperit noi, mă. Și ultimul tău atac, cel mai recent, de care te-ai reapucat, Smiley? Omul, da. Treaba asta am început-o pentru că îmi doream să aflu mai multe lucruri despre toată treaba asta cu YouTube-ul și vlogging-ul și cum se face și pentru că îmi dau seama că muzica în momentul de față nu mai e la fel de importantă cum era pentru noi, pentru generația mea, când eram puștani. Îmi doresc ca generația care vine acum să mă cunoască, pentru că oamenii care vin acum, puștanii de 10-14 ani, nu se uită la televizor. Și îmi doresc să mă cunoască așa cum sunt eu, nu așa cum mă știu părinții lor, știi, care m-au văzut la televizor. Domnul Smiley. Eu aș vrea să mă cunoască cât mai bine din YouTube, pentru că ei stau pe YouTube. Și dacă ei stau pe YouTube, eu de ce aș sta? Eu de ce n-aș fi pe YouTube? Înțelegi? Pentru că așa e în momentul în care oamenii te cunosc și ca om, parcă relaționează altfel cu muzica ta, știi? Și pentru mine e important nu să fiu primul în opțiunea lor, ci să fiu printre opțiunile lor. Asta a fost
povestea. Și plus că îmi dă posibilitatea să aflu lucruri de la oameni care îmi plac. Că ai văzut că ultima parte, în ultima serie, am făcut interviuri cu comedianți, cu oameni care fac comedie, care scriu comedie. Și sunt oameni pe care îi cunosc de foarte mult timp și știu cât de mult au luptat pentru momentul ăsta. Am vrut să povestească și celorlalți, următoarelor generații, despre procesul ăsta și despre cât de greu a fost, despre cum să faci o glumă, cine e potrivit pentru asta, cum te apuci, ce înseamnă și așa mai departe. Detalii de-astea pe care poate nu le afli. Și acum, la partea cea mai interesantă. Da, să nu fie plictisitor. Hai să nu uităm să ne jucăm câteodată. Da. Aia e. Exact. Am înțeles că nu ești doar un oarecare. Da. Și că ești gamer în timpul liber, din când în când, aproape zilnic. Adică aproape zilnic. Când am timp, când sunt acasă sau... Da. Mi-am luat și FIFA 19, cei drept. Și mă joc Assassin's Creed. Care? Păi ultimul pe care l-am jucat a fost ăsta cu Egiptul, pe care n-am avut răbdare să-l termin. Da, am edițiile de colecție cu statuetele, cu nu știu ce. Da, le am acasă. Uite, partea asta nu cred că o cunoaște prea multă lume. Da. Va trebui să facem un interviu mai extensiv. Da, îmi place foarte tare. Adică n-am timp să stau să mă dezvolt ca și gamer. Nu e unul dintre ei. Adică eu o fac pur de relaxare și de plăcere. Atât. Nu fac profesionist. Da, păi obsesia sau exagerarea, nimic nu e bun vreodată. Da, gamingul de relaxare chiar e cunoscut pentru efectele terapeutice pe care le are. Bă, da, e bine. Știi că toată mai joci cât un shooter de ăla să te enervi, să nu să-ți vergi nervii pe alții, da, înțelegi? Sau FIFA. Da, mamă, dar eu... E groasă câteodată că stau singur în casă, știi, și când mă mai bat ăștia, când mă joc online și sunt unii la care nu miști, adică n-ai nicio șansă. Da, copii de 9 ani. Și mai au și niște echipe de-astea de... Te șochează, așa? Că mă joc Ultimate Team, știi? Da. Da. Și, bă, te decimează unii, deci sunt unii de tălișire. Nici n-am pus mingea, da. Da. Braziliana, hop, pac, puf. Da. Super. Și au schemele făcute, nu știu ce, și mă trezesc înjurând în casă. Mă enervez, fac ca toată aia. Mă, să compun niște muzică. Da, acum sunt mult mai liniștit. Dacă eram puștan, când eram mai mic, mă aruncam cu manetele. Da. Prin TV. Da. Da, mai... hai, mergem? Da, cam aici terminăm partea de interviu și urmează să... Bob, am nevoie de o tranziție aici. Smiley, dacă ești drăguț, să întinzi mâna și să acoperi camera, că urmează să jucăm FIFA. Hai să facem o înfruntare clasică între vechi și nou. Ce zici de Juventus, dacă ți-ai... Spune dacă îți descurci că Real Madrid fără Ronaldo. Ok. Say them! Am jucat PES, i-am făcut și review, nu m-am dat pe spate, de-abia așteptam ăsta. Ăsta nou, PES-ul nou? Da. Păi i-a luat și licența de UEFA, nu mai are nimic pe acolo, Nu mai are farmec, nu? Nu. Minutul 3.42, e bine. Nu știu la ce nivel ești tu, deci nu știu. Aparent 0. 1-0. 0-1, de fapt. Da. Pot edita tot timpul asta. Ok. It's with Marco Asensio. Well, he's pressed him there to running the ball. Realitatea o știm cu toții. Cancelo. Here's a chance to just stretch the opposition with a bit of width. Some options now for the pass. Se joacă Smiley. Hai, băieții mei, gardă-mă. Dar la ce ești tu bun? La ce joci că ești foarte bun? Păi la asta nu. Nu prea tare. Mi-mi plac de obicei astea narrative, ca Uncharted, The Last of Us, God of War. Da, frate meu s-a jucat Uncharted mult. Îți recomand, dacă ai vreodată timp, joacă primele 15 minute din The Last of Us. The Last of Us? Da. Deci e tot cu ăștia cu zombie, cu nu știu ce. Da, primele 15 minute atât. Zombie, mă. Nu-mi plac cu urâția aia. Dacă mă joc noaptea, vin, mă sperie. Și pe aia insomnit? Da. Păi da. Și ce te-a inspirat să scrii piesa Insomnit? M-a jucat două nopți la rând The Last of Us și n-am mai putut să dorm. Și urmează să mai lansez ceva în perioada următoare? A apărat-o, mă?
Da, anul ăsta nu mai lansez nimic. Din câte știu eu. Acum nu știu, să mai poate întâmpla orice. Poate să mai vine o inspirație. Așa a venit și scânteia, la fel. Eu nu programasă nimic pentru anul ăsta. Vreau să iau un pic de pauză. Pregătesc foarte multă muzică pentru anul viitor. Deja am și niște clipuri filmate. Deja ai clipuri filmate? Da. Ceva necunoscut? Am multă muzică nouă. Da, pentru la anul am programat mai multe piese. Să vedem ce iese. Nu se știe. Se pot schimba multe până la anul. Am văzut că iarna petreci pe unde ai fost iarna trecută? Ah, da, am fost în LA. În LA mă duc des. Benzema! Hai, mă! Matuidi! Slab! Hai, te dragă! Ce ai făcut? Oh, it's got to be. He's given it penalty. Oh, I think he's got it spot on too. And he was committed to the sliding tackle. And scores from the spot. Ce ai făcut? Hai, 2-0 nu e o rușine. Eu zic proastă. Ori, ori. Poate aștept revanșa în interviul 2. Dar cum? Hai, te aștept. Așa! Îmi place foarte tare acum cum e făcut ăsta, mai ales că se poate să juca în Champions League. Și îmi place foarte tare să joc ăsta, Ultimate Team, să-ți faci echipa ta. Da, e addictiv ăla tare. Da. Te prinde. Repriza a doua, Bob. Băiatul tău a luat 2-0. Benzema. Nu joc așa bine pe ceață, da? Aia e problema, da. Cristiano Ronaldo. Mai. Working hard just to see. Ce ai făcut? Really in the clear now, in on goal. Oh, it's got to be. Corner count rising. How did he save that? Foarte greu să-l depusă disperul. Foarte greu, mi se pare. With Marco Asensio. Foarte tare pe picioare. Hai de mult. Ar fi fost. Nimeni acolo, frate, nimeni. De ce? Por qué, Maria? Îți place ție, Fabrazi. Normal. Cui să nu-i placă? Hai! Liniștește-te. El avea același stand-up de prin 90. Este cu el foarte tânăr într-un stand-up din ăsta, livra pizza, Pablo, da. Și în același timp îl invitau stand-up comics de acolo să mai spună și el câte un lucru, două. Și de acolo și-a făcut cariera. Gata, domnule. S-a rezolvat. Ți-ai luat-o frumos. Deci a plecat de la pizza, omul? Da, livra pizza la un comedy club și acolo l-am invitat pe scenă. Și au zis, băi, ia vină, mă, coci. Hai să-ți spui o glumă. 2-0. Nu e glumă, din păcate, e tristul adevăr. Gata. Cam gata pentru astăzi. Domnul Smiley. Domnule, să trăiți. Vă mulțumim frumos pentru prezență. V-am pupat. Și vouă. Trebuie neapărat să ne luăm revanșa cu acest om. Vă aștept cu drag. Până data viitoare.